Pensiile sunt precum centurile de siguranță, par inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor. Suntem sub semnul Zodiei Leu și astăzi o să vorbim despre ce se întâmplă cu banii dumneavoastră de pensie. Atât de pilonul 1, acea pensie de stat, cât și pensiile de pilon 2, cea administrată privat și pensia facultativă. În ceea ce privește zodia Leu, este o zodie activă, mereu deschisă pentru orice activitate. Întotdeauna cu zâmbetul pe buze când lucrurile merg bine, n-ați vrea să întâlniți un leu când lucrurile nu merg bine. Atitudinea e pozitivă, privește mereu spre viitor. Iar din viitor fac în parte, în mod invariabil, sau cum vreți să-i spuneți, și pensiile. Că e pensie de stat, că sunt pensii private. Important este să ne asigurăm o bătrânețe cât mai liniștită și o securitate financiară cât mai ridicată. Despre asta o să vorbim azi la Zodia Asigurărilor cu un vechi și bun prieten, un fost jurnalist. Eu așa l-am cunoscut, Mihai Bobocea. În momentul de față, Mihai este purtător de cuvânt al Asociației Operatorilor, Administratorilor de Pensii Private, cam așa se cheamă, Mihai. Da. Ok. Mulțumesc că ai acceptat așa din scurt invitația noastră. Mulțumesc. Știu că e vară, e un subiect care de când s-au lansat pensiile private este fierbinte. Am auzit de pilonul 1, pensie, pilon 2, pilon 3. Ce este acest sistem de pensii multipilon? Cum a apărut el și la ce îi folosește contribuabilului? Dacă noi deja de 15 ani suntem familiarizați cu toate conceptele astea, mai suntem datori ca de fiecare dată când întâlnim să povestim celor care ne urmăresc. Acum 15 ani România s-a aliniat unei practici europene și, să spunem, occidentale privind pensiile private, respectiv sistemului public de pensii, pilonul 1, a adăugat o componentă de acumulare, de investire, de economisire în doi pași, pilonul 2, pensii private obligatorii, pilonul 3, pensii private facultative. La pensia de stat, în momentul de față, salariații plătesc contribuții care susțin pensiile părinților și bunicilor noștri. La pilonul 2, o parte din această contribuție de asigurări sociale de stat, care se plătesc în mod automat, angajatorile virează pentru noi toți, o parte din această contribuție merge într-un cont personal care ne aparține la fel ca orice alt cont, să spunem, orice alt activ financiar, ca un cont bancar. Sumele de acolo se investesc și ne aparțin și ne revin la vârsta pensionării. La fel la pilonul 3, numai că nu este parte din contribuția deja suportată, ci sumele sunt suplimentare. Salariatul poate contribui din net, angajatorul poate suplimenta ca mijloc de motivare, de bonus, de retenție, astfel că pe lângă pensia de stat, pe care o vom avea, nu știm cât de mare, cât de mică, în funcție de demografie, finanțele publice, mersul economiei, tinerii de astăzi și de ieri deja, pentru că sistemul funcționează cu succes de aproape 15 ani, se pot aștepta la o suplimentare de venituri, un venit suplimentar la pensie, calculat corect, după fundamente economice și în același timp știind și faptul că fondurile de pensii susțin economia și dezvoltarea piețelor financiare între timp. Ai făcut o sinteză extraordinară a ceea ce înseamnă pensiile astăzi. Deci pensie de stat pilonul 1, pilon 2 obligatorie ca și contribuție administrată privat și pilonul 3 pensie facultativă. Acolo poți să o faci tu, poate să o facă angajatorul. Ai spus așa, banii aflați în contul tău se investesc. Cine îi investește și cine garantează că vom primi acei bani? Sistemul este foarte bine reglementat. Practic am preluat cele mai bune practici și experiențe atât din țările din Europa Centrală și de Est, cât și din statele dezvoltate cu mult mai multă experiență și maturitate. Pentru cei care deja sunt milioane de români care au luat contact cu Occidentul în multe feluri și ei știu că acolo sunt foarte multe generații care au beneficiat deja de rezultatele unor astfel de sisteme de economisire. Sunt deja foarte multe generații care văd lumea cu banii de pensie privată, nu cu pensia de la stat. Acele autocare cu bătrânii veseli sunt pline cu
beneficiari ai acestor sisteme. Ei știu foarte bine, muncind în vest, că o parte din veniturile lor iau calea acestor fonduri de pensii și sunt investite. Iar experiența unor state ca Olanda, Germania, ca să numesc doar două din Europa, se duce în spate la 150 de ani de practică în această zonă. Deci nu am inventat noi roata, chiar dacă e vorba de un sistem care nu seamănă întru totul cu cele vestice, a trebuit adaptat realităților noastre de aici. Lucrurile funcționează cumva pe pilot automat, parte din contribuție merge într-un cont personal, iar un administrator privat, în acest moment pe pilonul 2, deci la fondurile private obligatorii, sunt doar 7 operatori, investesc acei bani, ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Națională a României, supraveghează acest sistem, atât pe operatori cât și pe băncile depozitare, pentru că banii nu stau în același loc. Administratorii dau doar ordine de investiții către băncile depozitare, care sunt cele care păstrează activele, băncile fiind supravegheate și reglementate suplimentar, prudențial și de Banca Națională. Practic, e un sistem cu checks and balances, cum spunem noi, cu foarte multe elemente de siguranță și de garanții că lucrurile funcționează cum trebuie. Deja de 15 ani lucrurile merg în direcția corectă, iar fondurile în administrare, atât pe pilonul 2 cât și pe pilonul 3, deci banii de pensie privată ai generației active, se apropie în acest moment de 20 de miliarde de euro, iar fondurile private au în acest moment înrolată jumătate din populația adultă a țării. Deci jumătate din populația adultă are o pensie privată, fie că știe despre asta, fie că nu. Am primit o întrebare. Sunt întrebat ce se întâmplă cu românii care sunt plecați din țară. În momentul în care ei s-au angajat aici, contribuția se duce la stat, se duce la administratorul de pilon 2. În contul lui, omul pleacă, banii rămân în contul de aici. Ce se întâmplă cu el când pleacă afară, când va reveni în România? Are pensie sau nu are pensie? Sigur că da. Deci dreptul asupra valorii acumulate în cont nu se pierde, nu se prescrie. De asta am făcut comparația cu orice alt activ financiar, la fel ca un cont bancar. Pe perioada de activitate profesională aici, contribuțiile curg și sunt virate în contul personal de aici. Pe perioada de șomaj, lipsă de activitate, plecat din țară, întors, diverse alte explicații, contul acela devine inactiv, dar se reactivează imediat ce reîncep să curgă contribuții în el. Pe toată această perioadă, banii sunt în continuare investiți, deci fac randament în continuare, se supun acelorași reguli ca și celelalte conturi care sunt alimentate lună de lună. Iar dreptul asupra lor de a avea un venit suplimentar din acest cont se păstrează, fie că persoana respectivă rămâne în străinătate sau nu. Este vorba doar de accesul lor la vârsta de pensionare legală, odată cu pensionarea din sistemul public. Am început să primesc întrebări acum. Poți să-i scoți din contul tău, e contul tău, poți să-i scoți înainte de împlinirea vârstei de pensie, 65 de ani sau cât va fi? Nu, și asta este tocmai rațiunea de existență a sistemului, pentru că orice alte conturi de economisire sunt accesibile imediat, fie că îți faci un cont bancar, fie că îți cumperi o asigurare de viață cu componentă de economisire și decizi să o lapsezi, iarăși ai acces imediat la bani, fie că investești într-un fond mutual, iarăși poți și de acolo să ieși foarte repede. De aici nu, tocmai pentru că filozofia inițială a sistemului a vizat un venit suplimentar la o perioadă când persoana este foarte vulnerabilă. Știm foarte bine cum arată în momentul de față sistemul public de pensii și ce neajunsuri are. Importantă este răbdarea și o planificare pe termen lung și punerea în balanță a beneficiilor imediate cu o mai bună, să spunem, chibzuință pe termen un pic mai lung. Deci așa cum banii de la pensia de stat îi obții când ajungi la vârsta de pensie, exact, pensia suplimentară de pilon 2, asta administrată privat, ajunge. Adică poștașul o să-ți aducă două pensii, practic. Da, în momentul de față nu este. Legea de plată este în stadiu avansat de, să spunem, de scriere la autorități. Noi am contribuit cu ceva propuneri, amendamente.
Deci, în sfârșit, sperăm că până la sfârșitul acestui an o să avem o lege de plată, nefiind foarte mare presiune, pentru că încă nu există ieșiri masive din sistem, nici nu s-au grăbit autoritățile să treacă această lege de plată, dar este foarte clar că plăți se fac deja și acum. Deci, până în acest moment, în 13 ani de activitate, atât din pilonul 2 cât și din pilonul 3, în toamna aceasta vom depăși 1 miliard de lei plăți făcute de fondurile private către beneficiari. Fie către cei care au ieșit la pensie, anticipat sau la vârsta standard pentru diferite categorii, fie în cazuri mai nefericite de deces sau invaliditate. La invaliditate primește participantul banii din cont. În caz de deces, sumele se moștenesc integral, astfel că banii nu se pierd în absolut nicio situație. Acumularea este rotundă din acest punct de vedere. Sistemul ăsta de pensii, de pilon 1, pensiile de stat, sunt inventate undeva prin secolul XVIII, din câte mi-aduc aminte, un cetățean numit Bismarck, care avea o poziție importantă în statul prusac, inventează acest sistem de pensii care funcționează în felul următor. Se colectau bani de la persoanele active și erau plătite pensii persoanelor care depășeau vârsta de 65 de ani. Interesant este că atunci când a inventat acest sistem, de fapt, el era o formă de a colecta venituri suplimentare de la populație. De ce? Vârsta medie în Europa era 35 de ani. Ieșirea la pensie era la 65. Foarte puțini ajungeau să iasă la pensie. Ei, acum, în Europa, suntem undeva între 75 și 85 de ani, deci cam toată lumea ajunge să iasă la pensie. Ce se întâmplă cu sistemul de stat în acest moment? De ce această preocupare pentru fondurile de pilon 2 și 3? Asta pentru că evoluțiile demografice nu mai fac sistemul public să funcționeze așa cum a făcut-o în ultimii 140 de ani, dacă rețin, 1870 și ceva, Bismarck a dat drumul acestui sistem public de pensii, să spunem, de ajutorare, da, în Germania. Evoluțiile demografice fac cumva sistemul public, să nu spunem depășit, dar îl pun în dificultate serioasă. Și atunci, pentru că rata de înlocuire, adică nivelul pensiei raportat la ultimul salariu, este subunitar peste tot în Europa. Deci, practic, în momentul în care te pensionezi din sistemul public, nicăieri în Europa nu o să ai o pensie care să fie cât de cât comparabilă cu ultimul venit. Asta înseamnă că vei avea, vrei nu vrei, o reducere a nivelului de trai, a puterii de cumpărare, a calității vieții, într-un final. Firește că există soluții, firește că cei preocupați se pot orienta către diverse soluții de economisire. Că e vorba de un sistem de pensii private, că e vorba de alte instrumente de economisire, pentru că tot timpul, chiar dacă noi reprezentăm administratorii de fonduri de pensii, mereu mesajul nostru este economisiți. Indiferent de metoda pe care o alegeți, indiferent de instrumente, sigur că e important să accesați pilonul 2, pilonul 3, asigurări de viață, fonduri mutuale, depozite bancare, economisiți. Cultura economisirii este cel mai important lucru unde avem de prins din urmă în zona piețelor financiare față de populația din vest, unde nivelul de acumulare este mult mai mare. Dacă la noi fondurile de pensii private cu cele 20 de miliarde ale lor se apropie vag de 10% din PIB, avem state precum Elveția, Olanda, Germania și așa mai departe în Europa de vest, unde nivelul este de peste 200% din PIB. Deci nivelul de acumulare este absolut uriaș. Nivelul de bunăstare al generațiilor active, nivelul promis de bunăstare, se susține pe un munte de bani care e acolo și care va susține o calitate a vieții mai bună și pe viitor, nu doar acum. Înțeleg așa, sistemul de pensii public nu dispare. Nu, și nu a dispărut nicăieri. Nu e asta ideea, nici propunerea, nici de cum fondurile de pensii private nu sunt făcute să concureze, ci să suplimenteze sistemul public de pensii, atât în Europa cât și la noi. Haideți să le spunem celor care ne privesc un lucru. Pensia medie este 43% din salariul mediu. În acest moment, da. Bun.
Nu discutăm de categoriile de pensii speciale și așa mai departe, aia este o altă discuție. Discutăm de cei aflați înrolați în sistemul normal, să spunem, obișnuit. Și care sunt ultramajoritari. Da. Da. Deci discutăm despre o majoritate. Majoritatea e așa, 43% din salariul mediu este pensia medie. Și mă întreb, dacă nu ți ajunge salariul, de la cum o să-ți ajungă 43% din el? Deci da. Gândește-te așa, ai ajuns la 65 de ani, ai un salariu de 10.000 de lei și te trezești cu o pensie de 4.300. Cum trăiești cu această pensie? Deci, pilonul 1 nu dispare, pensia medie 43% din salariul mediu, apare ideea aceasta a pensiilor administrate privat, funcționează în multe părți din lume și acum vin la o nouă întrebare pe care am primit-o, care spune așa: există o categorie de români tineri, mici întreprinzători, care au decis să-și fixeze salariul minim pe economie pentru activitatea pe care o derulează. Sau sunt angajați pur și simplu cu salariul minim. Contribuțiile lor pentru pensie sunt foarte mici, sunt 3,75%. Da. Când și cum, cred că mai ales cum, vor înțelege această categorie de tineri că această contribuție a lor la pensie se va întoarce împotriva lor când nu vor mai putea munci? Mi-e teamă că răspunsul e conținut în a doua parte a întrebării? Când nu vor mai putea munci? Nu, acum serios vorbind, sigur că e foarte dificil să te aștepți ca un public de 20, 30, 40 de ani să fie preocupat de ideea de pensie. Dar simplu fapt că de 15 ani deja se vehiculează tot soiul de informații apropo de evoluția sistemului de pensii private de la noi, poate măcar am mai făcut o parte din public să mai ridice câte o sprânceană, să mai citească câte un titlu și pe măsură ce treci din 30 în 40, din 40 în 50, poate citești și primul paragraf din știre. Din ce în ce nivelul de informare crește în nivelul populației. Ce spun statisticile? Știu românii? Ce știu românii? Câți români, cât la sută dintre români știu despre sistemul ăsta care le va aduce bani în plus la pensie? Nu mulți, dar în creștere destul de rapidă și de evidentă. Iar un sondaj foarte interesant pe care noi l-am realizat anii trecuți, când, mă rog, se puteau face sondaje și se puteau desfășura lucrurile cât de cât aproape de normal, spune așa: foarte multă lume din salariați, nu mai rețin procentele, ne uităm, poate în pauză, foarte mulți salariați așteaptă sau își doresc un nivel minimal, fără de care nu vor, spun ei că nu vor putea supraviețui la pensie, undeva la 500 de euro, era vorba de acum 2 ani, minimorum 500 de euro, și asta era o majoritate covârșitoare a salariaților, în timp ce în realitate, în acel moment, doar 3% dintre pensionari primeau 500 de euro de la stat. Deci în timp ce un procent majoritar își dorește minim 500, doar 3% au minim 500. Asta este ceea ce poate să livreze sistemul public de pensii în acest moment și este firesc ca, dacă nivelul de aspirații nu se potrivește cu nivelul real de pensii din sistemul public, să faci ceva ca să completezi. Nu se poate să te aștepți să ai minim 500 când, de fapt, sistemul nu poate să livreze așa ceva. Cifrele sunt interesante, le regăsim dacă e... Oricum, care este ideea este că este un gol uriaș între nivelul de așteptări legitime, altfel, al salariaților care muncesc și susțin sistemul astăzi, și nivelul de posibilități. Și atunci trebuie să umplem acest gol cu ceva. Că îi spunem pilon 2, că îi spunem pilon 3, că îi spunem orice alte metode de economisire, trebuie să facem ceva. Și cu cât mai din timp, cu atât mai bine. Deci este iluzoriu să ne gândim că avem un salariu net de 3.000 de lei și că vom avea o pensie de 4.000 de lei, așteptând doar pensia de la, da, de trebuie la stat. Trebuie să facem ceva pe lângă pensia de la stat, toți, fiecare dintre noi. Nu există prea devreme, nu există economisesc prea mult, nu există sunt prea pregătit, nu există și nu există nicăieri, din păcate. Adică Europa, deși are foarte multă vechime în fața noastră pe această zonă, se confruntă cu aceleași probleme la un alt nivel. După o scurtă pauză publicitară o să vedem ce fac banii tăi de pensie, cum poți să afli unde sunt banii tăi de pensie, cât de mulți ai.
Care sunt speranțele tale? Cum au fost fructificați? Și de asemenea să discutăm despre cum poți să-ți crești nivelul de venituri, cum să-l diversifici și ce faci când nu te pricepi, practic nu ai suficientă educație financiară. O scurtă pauză publicitară. Multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Că eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre bloggeri și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Vorbim despre șamanism, înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Despre sănătate și prevenție, cum reușim noi să fim sănătoși. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează, confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație, despre energie, despre energie bună, despre energie mai puțin bună. Ne întâlnim la această ediție și vorbim despre luna plină. De ce înșală femeile? După o viață de muncă, de griji, de agitație, de stres, o bătrânețe sigură din punct de vedere financiar ar fi un moment mult așteptat. Despre cum ne putem asigura o pensie care să ne susțină după ce ne încheiem activitatea, o să aflăm astăzi de la invitatul meu, specialist în zona pensiilor administrate privat, a pensiilor în general, Mihai Bobocea. Când l-am cunoscut, era tânăr jurnalist, lucra la o mare publicație economică. El și acum este legat, chiar asta discutam în pauză, că sunt foarte puțini care au rămas din primul val acela al construcției sistemului acesta cu trei piloni, care dă mult mai multă stabilitate viitoare dumneavoastră pensii. Și acum gândiți-vă dacă un scaunel cu un picior sau cu două picioare sau cu trei picioare, care este cel mai stabil? Bun, discutăm despre o temă
ce fac banii tăi de pensie? Bun, ce fac, dar unde sunt? Mihai, spune-ne și nouă, dacă nu știi unde ai pensia privată, cum poți să afli? Cum poți să afli câți bani sunt acolo? Cât de greu, cât de complicat e, cât de simplu? În momentul de față, spuneam, mai bine de jumătate din populația adultă a României este prinsă în pilonul 2, fie că știe, fie că nu știe despre asta. Deci are un cont personal de pensie privată deschis. Dacă nu știe exact unde se află, e foarte simplu. Îl întreb pe Google, unde am pensia privată? Unde sunt cu pensia privată? Am făcut verificarea asta chiar și azi, o fac periodic și printre primele rezultate de acolo sunt fie site-ul nostru al asociației, fie site-ul autorității de supraveghere financiară și din amândouă poți, completând un formular foarte simplu cu datele personale, îți lași datele personale acolo și vei fi contactat de administratorul fondului tău de pensii. Deci dacă nu știi, ai aderat, nu mai ții minte, n-ai aderat, ai fost repartizat aleatoriu, pentru că cine este eligibil conform legii până în 35 de ani și nu-și alege un fond de pensie, este repartizat aleatoriu. Atenție, tineri! Aceia nu află sau uită. Pot afla absolut oricând, intrând, făcând acest exercițiu simplu, unde am pensia privată. Și de acolo, pe formularul ASF, care facilitează contactul administrat de către administrator. Dar din ce în ce mai mulți români, dintre acești 7,5 milioane, știu la ce fond se află, intră pe site-urile unde își pot verifica contul personal, pentru că, iarăși, fiecare dintre cei 7 milioane și jumătate, și asta nu de azi de ieri, ci de 15 ani, chiar de la începutul sistemului, își pot verifica în absolut orice moment contul personal, evoluția pe internet. Deci intri, user parolă de la administrator și îți verifici oricând ți-au intrat contribuțiile, cum îți mai evoluează fondul și așa mai departe. Un sistem extrem de transparent, foarte simplu și deci cu foarte puține semne de întrebare din această cauză, pentru că este extrem de deschis, transparent și bine reglementat. Deci, când îți faci primul, când ai primul job, și ți-ai făcut, ți se face carte de muncă. Acum, mă rog, cum se mai cheamă carte de muncă? Da, revisal, zice... intri în revisal. A, așa, când intri în revisal, adică te ia sistemul în evidență, în primele 3 luni știu că poți opta în pentru... În primele 4 luni poți opta 4, pentru unul okay. dintre cele 7 fonduri de pe piață. Dacă nu faci asta, ești repartizat aleatoriu la unul dintre cele 7. Bun, repartizarea asta aleatorie înseamnă că tu poți să ajungi la un fond care are un randament mai mic. Sau, da. Sau mijlociu, sau mai mare. Sau mai mare, cât de mare... lași totuși șanse. Vorbim despre cifre acum. Cât de mare este diferența între fondul care performează cel mai puțin și cel care este cel mai... E o întrebare foarte bună. Acum, dacă ne uităm strict la diferența de performanță pe acești 13 ani întregi de funcționare, dacă spun că între fondul cel mai performant și cel mai puțin performant e o diferență de 22%, poate părea mult. Dar asta este vorba doar de nivelul randamentelor. Dacă ne uităm la același român care a intrat în sistem și a putea ajunge ori la cel mai performant fond de la început, fără să știe că acesta va fi cel mai performant sau la cel mai puțin performant, astăzi, la 13 ani și ceva distanță, diferența între sumele acumulate este de doar 6%. Nu mi se pare o diferență atât de mare pe cât ar fi diferența de randamente. Deci 6% suma acumulată nu justifică, din punctul meu de vedere, poate sunt eu mai conservator, fuga după sau goana după ideea celui mai performant fond. Ce e important însă este să fii în sistem, să știi că ești în sistem, să ai datele personale actualizate, să primești informările periodice de la administrator dacă te îngrijești să-ți actualizezi datele personale și așa mai departe. Să știi ce fac banii tăi de pensie. Și noi asta încurajăm participanții să fie în contact activ cu administratorii și cu banii lor de pensie. Ce se întâmplă cu informarea acestor tineri? E cineva obligat să o facă? Eu știu, poate nu sunt chiar tânăr, să zic că am 30 de ani, deși eu la 30 de ani îi consider acum foarte tineri pe... Deci încă la 30 de ani ai primul tău job. Te bagă în revisal,
În alea 4 luni în care tu poți opta pentru un fond mai performant sau mai puțin performant, că poate nu ai informațiile respective, cine este obligat să te informeze? Până de curând nimeni. Din iulie acest an, ca urmare a unor eforturi coordonate pe care le-am făcut împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și colegi de la diverse asociații similare privind care se îngrijesc de drepturile consumatorilor de produse financiare, am reușit să convingem într-un final Ministerul Muncii ca la contractul individual de muncă pentru persoanele până în 45 de ani care sunt eligibile pentru pilonul 2 să existe obligativitatea angajatorului de a face această informare minimală privind obligația sau posibilitatea până în 35, peste 35 de ani de a adera la un fond de pensii private. Deși poate părea un efort suplimentar semnificativ pentru angajatori, noi am vrut cumva să reducem sarcina care le-a fost pusă nou acum de acest ordin de ministru. Am făcut un model de scrisoare care poate fi descărcat foarte simplu și ori trimis pe e-mail, ori printat și înmânat salariaților, care prezintă toate aceste informații despre care noi am vorbit. Dacă ești tânăr și nu ai, dacă ești la primul loc de muncă, atunci ai 4 luni să aderi la un fond de pensii. Dacă n-ai făcut-o, probabil că deja ești prins în sistem. Dacă nu ești la primul loc de muncă, iarăși e foarte probabil ca tu să ai deja un fond. Cum afli? Unde afli? Te duci frumos pe site-ul ASF, unde ai formularul, îți lași 3-4 date personale și vei fi contactat și vei afla la ce fond de pensii ești, apoi poți să urmărești în timp real, absolut oricând pe internet, evoluția fondului, poți solicita să primești scrisoarea de informare anuală pe e-mail, pentru că, și asta am uitat să precizez, de 13 ani, în fiecare an, fiecare din acești 7 milioane de participanți primește acasă o scrisoare de informare. În lunile aprilie-iunie, pentru că sunt foarte multe și se trimit în valuri, primește acasă un plic. Anul trecut am făcut o inițiativă la nivel de industrie, plicul verde. Primești plicul verde, ești foarte atent, în plicul verde informația despre pensia ta privată. Vezi acolo care este operatorul, ții legătura cu el, trimiți o copie după buletin să aibă ultima ta adresă, ții legătura, îți faci cont, user parolă, urmărești pe internet toate informațiile care te interesează. Toți operatorii au call center, poți să suni, să întrebi ce se mai întâmplă, unde aflu, dați-mi situația la zi și așa mai departe. Deci este mai ușor decât absolut oricând acum să fii în contact cu banii tăi de pensie, pentru că metodele de contact și de, să zicem, de gradul de digitalizare al sistemului este în creștere. Care sunt condițiile necesare pentru un cetățean să-și facă o pensie de pilon 3 sau să-i facă angajatorul o pensie de pilon 3, aceea facultativă administrată privat? Condiția este simplă și minimală de a obține venituri de natură profesională. Asta înseamnă ori să fie salariat, ori să fie liber profesionist, cu toate formele posibile. Dacă este independent, liber profesionist, poate să-și plătească el din net sume care merg în contul lui personal, la fel ca la orice alt activ financiar sau instrument de investire. Dacă este salariat, poate să beneficieze, poate să solicite angajatorului ori o contribuție care să fie deductibilă fiscal în limita 400 de euro pe an. By the way, ne străduim să creștem această limită pentru că este din ce în ce mai puțin relevantă. Creșterea de la 200 la 400 de euro pe an a deductibilității a fost făcută, am verificat astăzi cu colegii, în 2008, deci au trecut deja 12-13 ani. De atunci salariul mediu brut pe economie s-a dublat, astfel că pentru a rămâne relevantă, acum ne străduim să convingem autoritățile de utilitatea acestui demers pentru a permite oamenilor să economisească mai mult în conturile lor personale. 400 de euro pe an înseamnă aproximativ 160 de lei pe lună, din calculele pe care le-am făcut. 400 de euro pe an, atât de la angajat cât și de la angajator. Deci într-un caz fericit în care ai contribuție mixtă, atât eu contribui cât și tu ca angajator mă stimulezi. Așa, deja se strâng niște bani. Da, aș putea să contribui cu mai mult și dacă da, cu cât? Poate vreau să-mi pun jumate de salariu. Da, jumate de salariu chiar nu se poate, pentru că legea impune o limită de 15% din venituri, însă mai mult peste limita de deductibilitate este oricând posibil. În acest moment, nu mai e deductibilă. Nu mai este deductibilă, da, cumva și apare o mică problemă de dublă impozitare peste foarte mult timp, peste plafonul acela care în momentul ăsta este 2000 de lei.
chiar azi am discutat. Adică poți să o faci, dar este o complicație. Este o complicație. Cine vede mai mult avantajul aceste economisiri suplimentare, sigur nu se împiedică de plafonul sau să zicem de pragul de deductibilitate. Deci maxim 15% din are legătură cu faptul că ai sau nu ai pensie de pilon 2? Nu. Absolut oricine poate să... Pentru că fondurile sunt separate. Da? Deci fondurile de pilon 2 sunt în administrare separată față de cele de pilon 3. Poți să accesezi acest instrument, poți oricând să contribui când ai, când crezi că te descurci. Dacă ai o problemă, poți oricând să întrerup contribuția, banii la fel ca la pilonul 2. Gândiți-vă ca la un cont bancar. Banii rămân acolo, nu pleacă nicăieri, sunt în continuare investiți, te bucuri în continuare de randamentul investițiilor tale și în momentul în care poți să revii cu contribuția, o poți face. Sistemul este foarte flexibil din punctul ăsta de vedere. Dacă ai fi angajat în momentul de față, acum te pun să optezi pentru tine. Știu că există fonduri de risc scăzut, de risc mediu, de risc ridicat. Și chiar la același administrator există mai multe tipuri de fonduri, pentru că există un apetit diferit de risc al celui care vrea să-și facă o pensie, vrea să investească în propria lui pensie. După specificul tău, așa, tu pentru care ai opta? Eu recunosc foarte clar că m-aș duce către aia de risc ridicat, care, din câte am aflat pe cifre, oricum prezintă un risc investițional foarte scăzut. Îi spune risc ridicat prin legislația secundară, prin normele ASF, însă în realitate fondurile de risc ridicat din sistemul de pensii facultative au o expunere bursieră în momentul de față undeva la 25-30%, poate foarte puțin peste. Deci nu se compară cu alte fonduri din alte industrii sau din alte piețe, din alte țări, unde vorbim de o expunere bursieră cu volatilitate mult mai mare. Eu mă recomand ca un investitor mai prudent. Oricum, diferențele, repet, între fonduri sunt destul de puțin relevante pentru un participant care nu urmărește maximizarea câștigului cu absolut orice preț, cum de altfel e firesc să fie majoritatea celor care intră în acest sistem. Mult mai important decât asta și a urmări efectiv cel mai ridicat randament sau cel mai performant fond este să fii acolo, să-ți faci un plan despre cât poți să pui deoparte ca să beneficiezi poate și de deducerea fiscală și să știi că ai acolo o sumă care pleacă în fiecare lună și se adună bani albi pentru zile negre, să urmărești acei bani, să te uiți din când în când să faci exercițiul ăsta de ce aș face cu ei la pensie dacă m-aș pensiona peste 5 ani, peste 10 ani. Mi-ajung, nu mi-ajung, oare cum o să arate viitorul meu financiar? E un exercițiu mai bun decât urmărirea constantă. E pensie, nu e un fond de investiție clasic, nu e un fond de risc. Tu vrei să spui că fondurile de pensii sunt în sine mult mai conservatoare. Da, asta este profilul. Uite, de investitor. Îmi amintesc așa un titlu care suna în felul următor. Administratorul fondului de pensii poate da faliment, dar fondul nu. Da, poate explicăm un pic. Da, legislația prevede o separare foarte clară între bilanțul administratorului și bilanțul fondului. Fondul de pensii este această sticlă de apă. Eu sunt administrator și am grijă de ea. Nu mă confund și nu mi-amestec eu activul, pasiv, bilanțul cu bilanțul din această... Este un vehicul de investiții. O găletușă de bani pe care eu nu ating, doar am grijă să multiplic banii din această găletușă, fără să-mi amestec eu obligațiile cu cele ale fondului. Câtă vreme ai vorba de entități separate... Tu vrei să spui că administratorul nu se atinge de apa cu pricina. Nu. Mai mult, sticla respectivă stă într-o bancă. Da. Ok. Da. Deci administratorul dă doar ordine de investiții băncii depozitare, care le execută după ce face o verificare prealabilă de legalitate. Un pic din apa asta se duce aici, un pic se duce aici, un pic se duce aici. Se înmulțesc și așa mai departe. Marea parte a investițiilor sunt făcute în instrumente considerate cu risc foarte scăzut, obligațiuni suverane, deci titluri de stat, alte feluri de obligațiuni corporative, municipale, undeva la 20% este în acest moment expunerea pe bursă, medie a sistemului, 20-22%, iar rezultatele, pentru că n-am apucat încă să vorbim despre ele, sunt foarte bune pe 13 ani. Cum se întorc acești bani în beneficiul cetățeanului? Deci, aceste șapte administratori de pensii, care administrează mai multe fonduri de pensii, de pilon 2, de pilon 3, au strâns o cantitate mare de bani.
ei nu stau cum stă găina pe ouă, pe această cantitate de bani, ci reinvestesc în industrie. Care este procesul și cum ajung banii înapoi în economie și cum ajută economia sau, mă rog, poate o încurcă? Spuneam că undeva la fiecare al cincilea leu din cei 20 de miliarde de euro, deci 20% din 20 de miliarde de euro, sunt investiții pe, în principal pe Bursa de Valori din București, pentru că expunerea pe burse străine este foarte redusă. Companiile românești care activează acolo, multe dintre ele cu nume foarte sonore, companii mari, undeva la 35 de companii, beneficiază în acest moment de finanțare din partea fondurilor de pensii. Ele creează creștere economică, asigură zeci de mii de locuri de muncă, poate și mai bine, și au efect antrenant în economie. La fel, companiile care emit obligațiuni, deci care se împrumută și aleg să se finanțeze de pe piața de capital, dar și banii care se întorc la stat pentru cheltuieli publice prin intermediul titlurilor de stat. Diferența este că participanții, deci cei care au conturi de pensie privată, beneficiază de dobândă de data asta, de pe urma acestor investiții. Înțeleg că banii se întorc în industrie și asta este bine pentru toată lumea. Am auzit chiar o idee că ar trebui investiți în autostrăzi și așa mai departe. Nu despre asta o să vorbim astăzi, ci despre evoluția la zi a fondurilor de pensii. Ce putem să spunem despre acești, mi-am notat aici, 13 ani de când funcționează sistemul? Care este randamentul mediu? Pentru pilonul 2, deci pentru pensia privată obligatorie, unde avem 7,5 milioane de români înrolați, cele 7 fonduri care sunt prezente pe piață încă de la început, au înregistrat în fiecare an un randament mediu de aproape 8,4%. Deci un randament mediu anual de peste 8% pe an timp de 13 ani. Este un rezultat extraordinar având în vedere ce perioadă dificilă au avut de parcurs sistemul și piețele financiare de la crearea lor în 2008. Ne amintim de criza financiară din 2008 cu efectele de rundă a doua și a treia în economie până în 2011-2012. Am avut o perioadă foarte turbure de atunci până de curând în care au fost o felul de tentative de a afecta sistemul pe care, din fericire, le-am trecut cu bine. A mai fost și criza sanitară. Iar acum, sigur că anul trecut, în primăvară, titlurile erau foarte negative pentru că, sigur, toate lucrurile au avut o scădere ușoară pe termen scurt, dar acum, la fel ca și economia și piețele financiare, și pilonul 2 și fondurile de pensii, au avut o revenire foarte, cel puțin la fel de rapid, o revenire în V. Am studiat evoluția 9 fonduri de pensii de la unul dintre acești, fondurile sunt ale unui asigurator. Sunt niște fonduri similare cu cele de pensii. Deci sunt niște fonduri de investiții. Aveam 9 fonduri, m-am uitat, erau 2 de risc scăzut, 3 de risc mediu, 4 de risc ridicat. Nu știu dacă am făcut socoteala exactă, cred că 9 sunt. Și m-am uitat și invariabil toate în martie 2020 s-au dus în jos. La fel ca tot. Au urcat înapoi și acum sunt... Deci e ca și cum linia aceea s-ar fi continuat fără căderea aia în groapă. Sigur că nici o previziune actuală nu poate să-ți certifice un viitor bun în domeniul ăsta. Câți români sunt în pilonul 3? În pilonul 3, în momentul de față, peste jumătate de milion, deci avem undeva la 540.000 de persoane care contribuie suplimentar, fie din proprie inițiativă, fie stimulați de angajator. Din păcate, chiar astăzi mă uitam pe ceva statistici de la ASF, un pic mai puțin de jumătate din aceștia sunt activi lună de lună. Deci din jumătate de milion, un sfert de milion de fapt contribuie lună de lună, iar restul sunt în acea perioadă de pauză de contribuții, fie angajatorul nu mai are din cauze obiective economic surse de finanțare pentru asta, fie alte explicații. Important este că sunt acolo, că pot reveni oricând să contribuie, iar rezultatul tot așa, pentru că sistemele au fost lansate în perioade similare, de aproape 14 ani avem un rezultat mediu anual pentru toate fondurile de peste 6% pe an. 6% pe an în momentul de față în care la orice depozit bancar știm foarte bine că obținem 1-2-3% maxim, 6% pe an timp de 14 ani e un rezultat foarte bun. Și mereu, când discutăm de randament și rezultatul investițiilor, e bine să fim atenți și la ceea ce specialiștii numesc risk return, deci risk randament. În ce condiții de risc a fost
realizat acest rezultat. Avem 8% la pilonul 2, 6% la pilonul 3 pe an, o perioadă foarte lungă de timp, în condiții de riscuri totuși foarte scăzute, în care 80% dintre investiții sunt în instrumente cu venit fix, care nu fluctuează. Practic, ce spunem este că banii sunt în foarte mare grad de siguranță acolo. Uite, chiar mă suna banca în momentul de față și banca la care am eu conturile. M-am uitat de curiozitate să văd dobânzile bancare. Era ceva de genul 1,5% la lei pe an, dacă îi puneai pe termen de un an, la euro era 0,01% pe an. Nu vreau să mă gândesc la... Adică, practic, în momentul în care scoți banii, dat fiind comisionul de scoatere a banilor, tu, de fapt, obții o sumă mai mică. Asta se întâmplă în momentul în care funcționăm acum într-o piață, cum se spune, cu climat de dobândă zero, așa, iar specialiștii numesc zero interest rate environment. Bun. În momentul în care ai foarte mulți bani în piață, nivelul de remunerare al acestora în instrumente clasice de economisire este destul de redus. Cu atât mai interesant este pentru orice investitor cumpătat faptul că poate să obțină dintr-un instrument unde n-are absolut nimic de făcut, cum este pilonul 2, pentru că totul merge pe pilot automat, n-are altceva să facă decât să se informeze, să obțină 8% pe an timp de 13 ani. E un rezultat cel puțin remarcabil. Deci românii se pot aștepta că la pensie să primească pe un talon pensia de pilon 1, pensia de stat, pe un alt talon vine poștașul și aduce pensia de pilon 2 și dacă angajatorul sau el însuși a făcut pensie de pilonul 3, vin bani și de acolo. Dacă mai are și o asigurare de viață, cu atât mai bine. Dacă a contribuit la un fond de investiții sau la un fond mutual, cu atât mai bine. Dacă e și antreprenor și are un activ, este extraordinar, dar nu sunt foarte mulți în situația asta. Ne apropiem așa repede de finalul emisiunii. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru, o singură idee, un singur concept din tot ce am spus noi astăzi, cel mai important, care ar fi acela? Aș zice, pentru că nivelul de informare este încă destul de redus, întreabă-l pe Google, unde ai pensia privată? Și dacă ai această curiozitate, vei ajunge în contact cu banii tăi de pensie. S-ar putea să ai o surpriză plăcută, să fie mai mulți decât te așteptai. Ce le spunem celor tineri aflați la început de carieră sau undeva până pe la 35-40 de ani? În principiu să aleagă, dar pentru că știm în mod realist că nivelul lor de interes este destul de redus, măcar să mai ridice o sprânceană la titlurile de presă, să citească publicațiile de specialitate, îi trimitem la Xprim, să vadă buletinele zilnice, să vadă știrile, să se intereseze din când în când, pentru că chiar dacă ei n-au făcut o alegere activă în această direcție, ei sunt prinși în sistem sau vor fi prinși în sistem odată ce intră în piața muncii și informările îi vor prinde la un moment dat din urmă pe ei. Fie că primesc scrisoarea de informare anuală acasă, anul 1, anul 2, anul 3, la un moment dat o citești, mai ales dacă vezi că sumele de acolo încep să crească și inevitabil într-o perioadă destul de lungă de acumulare ajungi să devii informat, pentru că și nivelul de preocupare crește. Despre cum poți deveni mai informat financiar, despre cum poți să-ți mărești veniturile la vârsta pensionării, va fi următoarea noastră emisiune. O să vorbim despre generația I. Este un concept extrem de interesant. I vine de la investiții, de la investitor, de la inteligent. O să vedeți mai multe lucruri, cum puteți să ajungeți să vă diversificați veniturile, mai ales la vârsta pensionării. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină o singură idee, este aceea că două pensii sunt mai bune decât una singură, iar trei sunt mai bune decât două. Și dacă mai faci și alte gesturi inteligente, economic și financiar, mai poți să obții și alți bani la vârsta pensionării sau chiar mai devreme. Sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi aici. Am vorbit despre a afla ce mai fac banii tăi de pensie. Ați văzut că puteți să o faceți foarte ușor. Mai exact, cum putem să obținem mai multă siguranță financiară. L-am avut alături pe Mihai Bobocea, expert în domeniul financiar. Așa cum vă spuneam, săptămâna viitoare o să revenim cu un nou episod, cel puțin la fel de captivant, despre investițiile financiare și posibilitatea de a deveni mai stabili financiar. Iar dumneavoastră, rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.